Bună ziua! Bună ziua! În ce zonă se află proiectele cu care ați venit la timon? În principiu, marea majoritate sunt pe sector 6, asta însemnând militari drumul taberei prelungirea Ghencea. Mai avem și două proiecte pe sectorul 5, case, vile, tot așa prelungirea Ghencea, militari, Crângași. Ce ați mai dori să știți? Ce puteți să ne spuneți despre prețurile și suprafețele locuințelor pe care le promovați? Prețurile și suprafețele variază în funcție de locații și de zone. Drumul tab în militari, prețurile sunt undeva în jur de, sunt de la, de fapt, 1000 de euro pe metru pătrat util, vorbind de suprafață utilă, garsoniere de la 33 de metri pătrați până la 36-37 de metri pătrați, prețuri variind, v-am spus, în funcție de locație, sunt unele locații care pe care prețul pe metru pătrat este ceva mai mare, undeva la 1150 de euro metru pătrat. Finisajele sunt de calitate medie sau superioară, tot așa în funcție de locație. Marea majoritate a dezvoltatorilor oferă un buget de 40 de lei per metru pătrat, gresie, faianță, parchet, 500 de lei pentru ușile de interior, 1200 de lei pentru băi, asta însemnând cadă, lavoar, vas de toaletă și cele două baterii. Ușile de intrare sunt uși metalice, ori mega, ori pinum. Termopanele, tot așa, în funcție de dezvoltatori, n-are sens, nu vreau să facem reclamă acum. Se predau inclusiv cu centrală termică, calorifere, prize întrerupătoare. Singurele lucruri care nu se montează sunt corpurile de iluminat. Deci cam toate proiectele, cele de aici nu se... E singurul lucru care le lipsește. Ce puteți să ne spuneți despre vizitatorii târgului și cum a fost prima zi de târg? Prima zi oricum, ca întotdeauna de acomodare, mai puțin vizitatori, ținând cont că este joi, dar știm ce înseamnă joi după amiază, vineri, sâmbătă, numărul de vizitatori este ok. Sper să fie măcar la fel de bine ca anul trecut, după târg, ca și vânzări mă refer. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc și eu, o zi plăcută!